Pustiu, dar pustiu în sensul că nu prea erau turiști, dar toți Ce a proprietarii de fost asta magazin. înainte? A fost mănăstire sau? Nu, era, nu, așa arătau cășcioarele lor, da, acolo. Era, stăteau, asta era, nu, era lângă biserică. Asta este Bariceara, este un loc unde se mănâncă furnici prăjite, dar furnici mari, adică Suculente. suculente, da. Dar bine, fiind prăjite, crocante, erau foarte bune. Ăsta e Bob Nadcarni, ăsta este celebrul personaj din Rio, care construise în favelă în urmă cu 20 de ani. Dați mai încet, cum să fac, să nu, așa, ca să pot să povestesc și eu ceva. Îl dau înapoi la domnul. La domnul Bob. Domnul Bob, un personaj incredibil, adică avea la activ tot. Fusese corespondent BBC în Rio, fusese în Liban. Aia doi copii erau copii făcuți cu o doamnă amică decât el, cu vreo 30 de ani, nu știu sigur, care era vecina primei neveste pe care o făcuse la familie. Deci omul mergea în mușă-mușă, practic, și făcea copii. Și, deci, BBC, designer, om de publicitate, scritor, trompetist, arhitect, nu știu ce. Și omul ăsta făcea și face în continuare, sper pentru el, pentru că am văzut că avea niște probleme cu autoritățile, făcea cea mai spectaculoasă seară de jazz din Rio. Și toată lumea urca în favele datorită lui să asculte și să participe la seara de jazz, unde invita tot felul de trupe și de cântăreți astea suedezi, finlandezi, nu știu ce. Și organiza urcatul în favelă și vedeai la seara de jazz niște femei superbe, de astea cu rochii cu spatele gol, cu bijuterii, urcând pe niște motociclete, niște pârțeli de alea așa, urcau dealul printre burtoși și transpirați și balauri de aia brazilieni care beau bere proastă și mâncau tot felul de empanadas grețoase.